Bună dimineața! Uitați, Alessia, dar nu cred că vedeți, Alessia mi-a luat ochelarii. Noi am dormit aici în living, acum ne-am trezit și ne uităm la Dana. Mama nu pune ochelarii mei, că te dor ochișorii. Ne uităm la Dana, mi-a făcut așa poftă de cafea și așa lenea. Mami, am să mă ridic. Dar nu lupi ochelarii ta. Nu rup tu ochelarii mei. Ai, măi, mami meu. A, așa că am, să vedem, pot să filmez așa. Scuză-mă, mami. Pau. No, hai să mergem să ne facem cafeaua. Vrei cafeluță, mama? Ce bai eu? Dar dintre asta nu poți bea, mama, că e înfundat aici. Nu, a spălat tati. L-a spălat tati? A spălat tati, nu m-a fundat. No, bine. Nu m-a fundat tati. Hai să-ți fac și ție. Nu m-a fundat tati. No, bine, mama, bine, am înțeles, iubire. Vrea și ea cafeluță. N-ai suficient atât, da? Poate. Poate iar nu bei. Și mă prostesc și aruncăm lăpticul. Ăsta-i lăpticul lui Alessia. Fiecare cu laptele ei. Și ăsta-i lăpticul lui mami. Opa, n-am lingură aici. Vroiam să vă zic că laptele ăsta de la Lidl, acum l-am luat prima dată, dar nu e așa bun la gust. Cu cafeluța. Îmi mai place la cu cocos, numai că ăsta a fost mai ieftin. Și, zice, mai facem și economii, da? Da, puiu, ai răbdare un pic. Ai răbdare. Dar eu țin ca să nu pic. Tu ții ca să nu? Da? Stai că îi pun și la Alessia cafeluța ei aici. Așa. Nu, eu fac așa cu linca. Lasă, mama, că faci mâine, da? No. Ține paharul să-ți pun. Să nu? Ai grijă! Ține bine. Măi, mami! Așa? Na, gustă să vezi, îți place? Na, îți place? Da, mă, că sărată. Ce-i sărat? Doamne, nu mă lăsa, mami. Nu-ți place? Na, hai să-l punem în cealaltă cănuță. Vrei așa? Of, of, of. Ce bun, bun. No, cam așa arată și fața mea. Părul e cam ciufulit. Dar merge, v-a spus eu. În dimineața asta, apropo, am fost la baie. M-am spălat pe față. Și vreau să vă spun că așa dragă micănița asta. Așa mea, și asta e foarte frumoasă. Da, și parcă simt miros așa de sărbători. Tot m-am uitat la fete, la videoclipuri. Apropo, că am trează de la ora 7, dar că nu m-am ridicat în pat. A stat așa într-o poziție, că s-a pus Alessia pe mâna mea și am stat așa într-o poziție să nu o trezesc. Și la 8:30 s-o trezise răcuța. Of, Doamne. No, bine, hai că vă las. Cred că merem să citim ceva, să facem ceva, mai stăm în par. No, păi după aia ne punem, nu știu ce mâncăm. Și ne punem la treabă, dragilor. Hai dați că până la urmă vrem să colorăm, nu să citim, să scriem. Uite.
uite, uai, ai făcut pe A, doar un pic mai lung aici, mama. Uite, așa. Doamne, doamne. Ne să vedem. Uite așa ce-ai. Păi nu știu ce literă ai făcut acolo. Cred că A ai vrut să faci, așa-i? Vit. Ce ai vrut să scrii? Nu te scrie pe mânuțe. Ce ai vrut să scrii? Vizibilă. C. Litera C? Da. E așa. Hai fășit așa. Nu încerci cu mânuța dreaptă să arătăm aici la oameni că tu știi să scrii și cu dreapta și cu stânga. Da, acolo unde a făcut mami, nu poți să stă la alt. Așa. Aproape e perfect. Așa. Aproape, mami, aproape, aproape. Una mama, nu mamic. Da. Hai, mai încearcă una. Mai încerci una? Așa. Wow, ce frumos au făcut aici, ați văzut? Da, mami. Ne-am schimbat, ne-am aranjat patul, Alesia acolo colorează în continuare, am citit și o povestioară, eu mi-am prins părul că eram toată ciufulită și îmi plăcea. Vai, am treabă, dar nu știu de ce mă apuc. Și am o lumină așa proastă și trebuie să ieșim. Și trebuie să vină curierul, mama. Nu știu, trebuie să vină curierul și nu vreau să plec departe, că nu o să mă sune. Sper să ajungă azi, de fapt. Of. Deci nu prea pot să-mi fac planuri. Deci eu stăt cu cafeluța după mine. Aoleu, că nu focalizează. Ce-i baiu? Noi am schimbat un pic aici în camera lui Alesia. Ai, s-a prins bec așa. Stai, mama, că îți dau. Am scos pătuțul, că nu-l mai folosim. Și ne-am pus aici cortul. M-a fost și m-a fost și în pătuțul. La ce îl mai folosim? Amen. Doamne, doamne. Mami, da, și aici avem noi cutia cu dulciuri, dar nu-i bine aici. Nu-i bine aici, a? Poftim, ți-ai luat porția. Trebuie să o duc de aici, că... De ce duc aici dulciurile? De ce duc dulciurile de aici? Uh-huh. Păi știu eu, mami, de ce vreau să-l duc. Acolo mai am câteva haine de pus în dulap. M-am spălat ieri. Da, aici sunt hainele tale. Doamne, că am o zi din asta, că mă mut într-o cameră în alta. Nu! Da, mă mut într-o cameră în alta, aștept curierul. Nu știu dacă vine, aș vrea și să plec pe undeva. Unde pleci? Așteptăm curierul, mama. Trebuie să ne aducă ceva produse. Pentru mine... Haideți că totuși ne-am îmbrăcat, ne-am luat în picioare și dregile pe noi, aici și piticul, ieșim un pic la aer, Alesia să dă un pic cu trotineta, apoi să ne sune, că așa mă enervez pe curiere ăștia, să vină cu ele până sus. Tot timpul, nu știu la voi cum e, dar eu tot timpul trebuie să cobor după colete, că-s grele, că nu-s grele, niciodată nu urcă, până acolo lângă magazin trebuie să mă duc după ele. Deci odată așa mă și enervează. Am fost eu, cred că, prea bună. Că am văzut că vin, la alții vin. No, bine, hai că plecăm. Că nu mai are ales iar răbdare. Noi am ajuns în casă. Și acum mai pun aici la Alesia un pic de supă. Să mănânce, că e foame. S-a dat cu trotineta o grămadă. Am mers, am spălat trotineta. Ioi, mami! M-am speriat. Mâncăm supică, adică Alesia. Eu trebuie să-mi gătesc ceva.
dat cu trotineta o grămadă. Asta e mami, o grămadă ți-ai dat. Mama, vreau. Ce mai vrei? Vreau. O să ne mai dăm, mama. Să ne mai dăm. Da, până la urmă m-am hotărât, mi-am curățat aici doi cartofiori din aia mai mari, am pus un pic de ulei de măsline, o cană de apă și năbuș așa. Opa. Sunt foarte delicioși. Eu o să mai pun usturoi, vreo 2-3. 2-3 căței de usturoi. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go, and destination unknown. I don't care where the motor stops, 'cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, I'm in it. 'Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Așa arată cartofii, îs de post. O să-i mănânc cu castraveți murați, cred că. Și eu. Da, și eu. Ce-ai făcut? Ce-te cald. Deci, până la urmă, asta mâncăm. Am pus aici cartofi. Mai am un castraveche, dar am zis că să mai mâncăm și gogoșari. Alesia acolo. Și mie îmi place clipurile astea cu mâncare. Și în special când e post. Chiar mă gândesc la oare ce mai gătesc. E bun. Ăștia sunt castraveți pus de mine. Foarte delicios. Și gogoșarii. Super. Poftă bună, mami. Poftă bună, mami. Noi am mâncat. Așa bine v-au picat. Doamne, mulțumesc. A fost bun. Merge și așa. O mâncare mai simplă. Tocmai ce am primit mesaj de la curier. În sfârșit o să ajungă astăzi, dar nu știu când. Că tare aș vrea să o culp Alesia un pic, să nu mai pățin ca aseară, dar nu știu când o să ajungă. No, bun, dragilor. Eu în continuare, că nu v-am mai spus, hidratare maximă. Asta e a doua deja și e ora 2:30, e a doua sticluță. Până diseară, încă una. Da. Și am venit aici în camera lui Alesia, asta aici, mama. Să vă arăt. Oh, i-a sosit Coletul. Coletul despre
vorbeam ieri că trebuie să-mi ajungă. În sfârșit o ajuns. Și acum sunt foarte, foarte nerăbdătoare să văd produsele. Oh. Eu pentru mine, pentru mine, cadou, cadou. Da, Alesia, cred că e cadou. Da, e ceva cadou. Ei, mami, nici nu știu pe unde să-l desfac. Îi un... Sunt niște produse, mami, câștigate... Pentru mine? Da, pentru noi, ca familie. Câștigate de mami pe Instagram. Deci pentru tati? Și pentru tati. Wow! Wow. Stați-mă un pic, stați, arată așa. Stați. Așa. Ușor, ușor, mami, să nu spargem. Uite, ai grijă. Aici avem... O pompiță, mami, mă lași? Sigură că e o pompiță. Stai, Ale, pune cartonul acolo. Wow, am și un catalog. Am și un catalog. O să vă vorbesc despre produse. Aici am... Pentru mine? O cârpă din aia... Cum e cârpa aia magică? Pentru mine? Da, mami, pentru tine să faci curat. Te dai un pic la o parte. Bun. Ce mai am aici? Aici cred că am produse cosmetice. Pentru mine? Pentru mine, pentru... Da, produse cosmetice. Pentru mine? Stai, mami. Una pentru... Stai să arătăm aici la vlog ce avem. Ai grijă că acolo... Aici una pentru mine. Aici. Wow, apă de parfum. Nu cred. Și un parfum. Aici am ceva monstre. Nu cred. Aici. Așa. Să vedem ce e. Concealer. Nu cred. Și o pensulă super, super drăguță. Și aici sigură că e o cremă de față. Pentru mine. Da, mami, și pentru tine. Acesta este un bureche de baie. Foarte, foarte renumit. Wow, așa le dă bureche. Da, arată așa, mami. Uh-huh. Așa arată burechele. Poftim, o să faci curat în baie. Da. Bun. Și acum încep soluțiile. Stai. Uitați așa. Stai să citim aici că soluție de curățat suprafețe multiple. Deci pentru bucătărie, baie. Așa. După care avem anticalcar. Wow, mulțumesc, chiar aveam nevoie. Produsele, că nici nu v-am spus, sunt de la Stan. Bine zic, Stan Home. O să vă las eu pe... în descriere sau... unde le puteți găsi. Wow. Asta ce e? Soluție pentru curățat. Universală. Super! Și mai avem încă două produse. Wow! Ăsta e foarte renumit. Ăsta am vrut eu să mi-l comand mai de mult. E o spumă pentru curățat tigăi, suprafețe. Da, mami? Ce scrie? Spumă de curățare intensivă pentru cuptor. Pentru cuptor, pentru tigăi. Nu. Sau ce mai avem aici? Încă unul. Wow! Ăsta e pentru geamuri. Nu cred! Și chiar, vai, deci chiar nu am văzut așa ceva, spumă pentru curăța geamurile. Nu cred, vai, dar mulțumim din suflet. Așa, ăsta e profilul fetei. Stan Home by Eliza Cojocariu. Deci, Eliza, îți mulțumesc din tot sufletul. O să vă las eu și pe aici undeva Instagramul. Sunt foarte, foarte recunoscătoare. Și acum, sunt foarte curioasă cum miroase parfumul ăsta. Eu am auzit numai lucruri bune despre produsele astea de la Star.
Stan Home, că tot zic Star. Așa. Stan Home. Dar vă spun sincer, nu le-am încercat. Dar spuma aia vroiam eu mai de mult să mi-o cumpăr, că tot auzeam după la feche că e foarte, foarte bună pentru tigăi în special și na, și cuptoare și. Dar produsele de oba. Sper să nu-i fac ceva. Wow, că și sticla miroase. Eu ce vedem? Uite, mama, miroase, să vezi. Așa arată parfumelul. Eu mă las. Stai un pic. Deci nu. Stai să vă arăt fața lui Alesia. No, ați văzut? Un pic e de pe haine. Vai, Eliza, miroase divin. No, sunt curioasă cât ține. Vezi că-mi dai loc cu el, mama, nu-i voie. No, unde să te dau? Unde să te dau? Aici, pe... Bun, gata. Eu pun capacul. No, pune capacul. Da, și aici ai și... și catalogul. Uitați, aici ați datele. Ok. Stan Home by Eliza Cojocariu. Instagram, Facebook, o să vă las eu acolo. Vai, îți mulțumesc din tot sufletul. Vai, dar nu știam că au și haine aici. De toate. No, chiar interesant. Sunt curioasă. Mama. Acum eu vă țin aici cu mine. Stai să vedem de ce-s mai curioasă. Ce-am zis că e asta? Ojă! Wow. Ah, asta-i lac! Asta-i lac de unde? Wow, unde? Las că te fac după ce închid filmare, da, mama? Unde e crema aia de față? Crema. Unde ai pus crema? Mami. Deci parfumul miroase divin. Și de cremă mi-a spus că e foarte, foarte bună. Deci am primit produse, wow, în valoare de 500 de lei. Mă scuzați, acum așa e cu copiii. Ele vrea să le încerce pe toate. Ai grijă, mami, să nu răstorni ceva. Miroase bine. No, hai că vă las. Ne auzim mai încolo. Hai că am revenit. Am culcat-o pe Alesia. Și vreau să vă spun că sunt o persoană extrem, foarte, foarte, foarte fericită. Extrem de fericită. Și mulțumesc lui Doamne, Doamne, pentru acest aspect din viața mea. Am intrat aici cu voi să vă spun că fac încheierea, nu mai lungesc videoclipul, se face imediat seară, e 4:30. Avem ceva musafiri acum seara, deci nu o să mai filmez. Trebuie să și gătesc, dar nu mai filmez. Vă mulțumesc încă o dată că a stat cu noi până la sfârșit, că ne-ați urmărit. Apăsați like, butonul acolo de abonează-te dacă nu ați făcut-o, ne-ar ajuta extrem de mult și o distribuire, de ce nu, ca să ne ajutați să creștem încet. Da, asta îmi doresc în viitorul apropiat. Deci, de voi depinde. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și că ne urmăriți. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Aveți grijă de voi, pa, pa!